Vineri dimineață, ca urmare a deciziei Curții Constituționale numărul 458 din 25 iunie 2020, publicată în Monitor Oficial al României numărul 581 din 2-7-2020, articolul 25 din legea 95-2006, precum și articolul 8 din Ordonanța Guvernului 11-2020, au fost declarate neconstituționale. Încă vineri vă spuneam că în acest weekend se va lucra la un proiect de lege care să pună în concordanță deciziile Curții Constituționale. Suntem în măsură și astăzi a fost aprobat în ședință de guvern un proiect legislativ care să inițieze niște măsuri igienico-sanitare pentru situații deosebite de risc epidemiologic sau biologic. De ce este necesar? Este necesar pentru a putea gestiona și controla pandemia prin care trecem. Ați putut observa de vineri până astăzi modificările de observare sau de abordare a tot ce a însemnat carantină, tot ce a însemnat izolare, chiar și internarea în spital. Noi suntem în acest moment într-o evaluare a numărului de cazuri în care s-a solicitat externarea sau numărul de persoane care au părăsit izolarea sau carantinarea voluntară sau pentru cei care nu au respectat izolarea și au solicitat punerea în concordanță cu decizia curții. Dacă este să facem o evaluare de ieri până astăzi, deși astăzi avem 250 de cazuri noi la 4600 de teste, avem o diferență de număr de pacienți în spitale de 550. Deci vă gândiți că avem 300 de ieri cu 550 de pacienți mai puțin internați în acest moment în spitale. Deci acesta este numărul de la o zi la alta în care pe teritoriul României s-a solicitat externare. Suntem într-un moment în care acest proiect de lege a fost aprobat în ședința de guvern, va merge în regim de urgență în Parlament. Sper ca ceea ce spuneam și vineri, un interes național, un interes de sănătate publică, sănătatea poporului român, să nu lase loc de interpretare politică. O să rog pe domnul secretar de stat Arafat să prezinte în detaliu acest proiect de lege. Bună ziua! Deci proiectul de lege pe care s-a lucrat până chiar astăzi dimineață, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, am dorit prin el în primul rând să abordăm problema mai general, nu este problemă numai pentru COVID, este un proiect de lege care poate fi aplicat și în alte situații de risc biologic sau epidemiologic și am încercat să fie cât mai clar, adică să fie cât mai clare acțiunile și cât mai clare termeni care sunt introduși în legea respectivă. Astfel, el începe prin mai multe definiții și aici o definiție care va trebui să o explicăm. Termenul carantina persoanelor acum are o definiție care este foarte asemănătoare cu, adică este asemănătoare cu regulamentul internațional sanitar. Ea reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen de alte persoane în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau în locația declarată de către persoana carantinată. Deci carantina de acum încolo se va referi la persoanele care sunt sănătoase, dar care pot fi expuse, pot fi în perioada de incubație și așa mai departe. Iar termenul izolare, ea reprezintă o măsură care constă în separarea fizică a persoanelor bolnave cu o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen în vederea monitorizării stării de sănătate, aplicării unui tratament adecvat în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate. Și aici se vorbește în mod deosebit de internarea pacientului. Deci de internarea pacientului la spital, de internarea pacientului într-o unitate care aparține spitalului, unde lucrează personalul spitalului într-o epidemie majoră, dacă luăm spații suplimentare în care lucrează personal sanitar, poate să fie izolarea acolo, sau în cazul în care capacitatea este depășită total și condițiile permit și boala permite, izolarea să aibă loc inclusiv la domiciliu. Dar acest lucru, bineînțeles, este o excepție în situația în care, cum am zis, capacitatea integral este depășită.
pentru carantina persoanelor sănătoase care sosesc în România din zone cu risc epidemiologic ridicat. Aici decizia o ia Comitetul Național pentru Situații de Urgență, iar implementarea ei se face de către Ministerul Sănătății și instituțiile subordonate care dau dispozițiile de carantinare pentru persoanele care intră în România din diferite țări, indiferent de care este țara de care provin. Bineînțeles, există și posibilitatea instituirii unor măsuri prin ordin al comandantului acțiunii, care după asta se validează de Comitetul Național. Aici vorbim de situațiile de urgență care necesită o reacție imediată și atunci se supun după asta aprobării în unele condiții Comitetului Național pentru Situații de Urgență, dar că să nu se aștepte întrunirea Comitetului pentru luarea măsurilor respective. Iar prefecturile prin comitetele județene pentru situații de urgență, la propunerea DSP-ului, pot aproba carantinarea unor zone din județele lor și atunci ordinul se emite cum s-a făcut până acum, asta nu este o schimbare, că așa s-a făcut până acum, prin ordinul comandantului acțiunii. Dar nimeni nu ia decizia singur și asta vreau să spun, că peste tot o să găsiți, fie că este Comitetul Național, fie că este Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, și întotdeauna există și o implicare a părții științifice, fie că vorbim de Direcțiile de Sănătate Publică, fie de Institutul Național de Sănătate Publică, fie de grupul tehnico-științific, de suport tehnico-științific care face parte din Comitetul Național pentru Situații de Urgență, toate având în ele epidemiologi, infecționiști, medici și specialiști din toate domeniile care sunt necesare pentru noi ca să putem să luăm deciziile corecte. Bineînțeles, în cadrul legii se referă și la situațiile în care se instituie măsurile care sunt prevăzute, măsurile de carantinare și izolare, și aici sunt situațiile următoare. Epidemie declarată prin ordin al Ministrului Sănătății sau urgență de sănătate publică de importanță internațională declarată de Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății sau pandemie declarată de Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății sau eveniment neobișnuit sau neașteptat, identificat și constatat de structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență sau de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Deci, la toate astea pot fi luate măsurile de carantină, de izolare, de limitare a circulației și toate aspectele care sunt necesare pentru prevenirea, combaterea și răspunsului la aceste situații. Prin excepție, în cazul în care, într-un caz individual, un medic constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc de transmitere comunitară, și aici vorbim mai ales dacă vine cineva cu o boală care nu este bine identificată, dacă este o boală care se suspicionează să fie ceva foarte contagios, foarte riscant pentru populație. De exemplu, vine cineva dintr-o zonă endemică cu o boală unde este o problemă care noi nu o avem în România și apare într-un spital în România și medicul sesizează că poate să fie vorba de această boală și atunci acesta poate decide izolarea în unitatea respectivă și informează Direcția de Sănătate Publică Județeană sau a Municipiului București. Adică el nu trebuie să aștepte că ministrul să emită un ordin pentru izolare pe aceste boli și chiar dacă nu este emis ordinul, medicul poate să ia această decizie până se iau măsurile la nivel zonal sau național. Deci astea sunt principiile acestei legi și, bineînțeles, ea poate suferi modificări încă la Parlament, dar dacă aveți, vă rog, întrebări, vă răspundem aici concret la întrebările dumneavoastră. Bună ziua, Mioara Costin, Realitatea Plus. V-aș întreba dacă în acest proiect de lege există prevederi cu mult diferite față de ordinul de ministru și față de legea 55, pentru că am observat în proiect că există noțiunea de carantinare a bagajelor și aș vrea să vă mai întreb dacă amenziile pentru nerespectarea carantinării rămân la același nivel din legea 55. Deci aici, din punct de vedere al ce prevede această lege, partea, de exemplu, carantinarea bagajelor este un lucru obligatoriu care să intre și să fie luat în considerare. Noi, cum am zis, nu vorbim numai de COVID.
când s-a făcut legea 55, mai mult, mai puțin, acolo era îndreptată spre problema COVID. Aici vorbim de probleme mai multe, nu numai COVID, și poate și alte epidemii, alte probleme, alte evenimente biologice care să ne oblige să carantinăm anumite bagaje. Nu vorbim de carantinarea bagajelor celor care vin din alte țări și care merg în izolare pentru că există risc să fie pozitiv sau chiar dacă sunt bolnav, nu s-a pus această problemă aici. Cât despre amenzi, aici este corelat cu codul penal din ce știu legea, deci aici colegii de la Ministerul Justiției au lucrat pe acest aspect și rămân valabile luarea unor măsuri, inclusiv cele penale, care sunt corelate aici cu codul penal în legea respectivă. Proiectul de lege se referă la măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. Deci avem un titlu generic în care intră o patologie mai largă. Adică când vorbim de risc epidemiologic și biologic, la biologic vorbim și de riscul accidental sau intenționat, nu numai de partea cu faptul că apare o infecție care apare undeva și începe să se răspândească și duce la apariția unei epidemii sau pandemii. Și aici vorbim chiar la un accident într-un laborator, la o situație care se întâmplă cu transportul unor materiale biologice, cu risc înalt și așa mai departe. Bună ziua, Alexandra Georgescu, Digi24. V-aș întreba dacă ați văzut imaginile din acest sfârșit de săptămână de la mare, de pe litoral, unde sute de persoane au stat fără nicio respectare de distanțare socială, fără măști, au trecut și o mașină de poliție în zonă. Cât de periculoasă este un astfel de eveniment și, până la urmă, cât ne ajută această izolare și carantină dacă, oricum, vedem în acest moment, nu prea se respectă nici măcar limitele acestea de distanțare socială? Aceste imagini nu sunt doar din acest weekend. Avem astfel de imagini de vreo 4 săptămâni. Am făcut și facem în continuare apel la tot ce înseamnă distanțare fizică, respectarea unor recomandări și precauții. Partea medicală pe care sistemul medical, tot ce înseamnă Comitet Național pentru Situații de Urgență, putea să o desfășoare, ne-a fost îngrădită, chiar limitată, de hotărârea Curții Constituționale. Suntem într-un weekend în care cred că toată lumea, inclusiv cei care vor trebui să decidă în săptămâna următoare în Parlament, cam ce se poate întâmpla atunci când nu avem aceste pârghii. Atât că putem iniția acele izolări a persoanelor cunoscute, carantinări a persoanelor care nu au această boală, dar sunt suspecte de contact cu anumite persoane sau venite din anumite zone, pot face ca noi să putem limita acele imagini pe care le-ați văzut. Da? Stipularea organelor de control, colaborarea noastră cu agenții economici care beneficiază de aceste relaxări, cu populația civilă care sunt la rândul lor beneficiari al acestor relaxări, ar trebui să fie în contextul acelor norme pe care le-am precizat la fiecare etapă de relaxare, în condițiile în care doar noi, ca și parte medicală, ca și parte guvernamentală, respectăm aceste reguli, vom vedea imagini ca cele pe care le-am văzut și în acest weekend. Să completez aici, noi în lege am prevăzut posibilitatea să luăm măsuri imediate, inclusiv în regim de urgență. N-am lăsat să se lege măsurile de chemarea unor grupuri mari de oameni și tot, dar bineînțeles cu validare ulterioară de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență și de către alte entități dacă este necesar. Dar mai e un aspect care vreau să-l menționez despre lege, că ea prevede și modalitățile de contestație. Deci orice măsură care este luată prin ordin al Ministrului Sănătății, prin ordin al Comandantului Acțiunii, prin diferite acte normative care sunt emise în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pot fi contestate de cetățeni în instanțe fără nicio problemă. Întrebarea mea se referă la redeschiderea restaurantelor. Dacă luați în calcul posibilitatea redeschiderii lor pe data de 9 iulie, că a apărut și un astfel de scenariu, și dacă ne puteți spune câteva dintre regulile la care ați lucrat în grupul de lucru pentru redeschiderea restaurantelor. Mulțumesc! Orice măsură, nouă măsură de relaxare se ia în context epidemiologic, evaluarea pandemiei la nivelul țării noastre. Noi aveam un plan inclusiv la 1 iulie măsuri de relaxare, dar evoluția pandemiei și mobilizările de forță, atât populaționale cât și ale noastre ca și aparat medico-sanitar, într-un context de evoluție a numărului de cazuri de 3 săptămâni, ne-a făcut să amânăm aceste măsuri de relaxare. Suntem într-un moment în care, încă începând de joi, am inițiat un grup de lucru, atât responsabili din Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Asistență Medicală, precum și specialiști din Horeca, pentru a cădea de acord asupra unor reguli
pe care noi de altfel le-am și stabilit odată cu deschiderea teraselor. Numai că o parte din parteneri respectă mai puțin aceste reguli. Odată cu stabilirea regulilor, care din punctul nostru de vedere al Institutului Național de Sănătate Publică există, trebuie doar adaptate la restaurante, mai este și respectarea acestor reguli. În măsura în care în zilele următoare vom avea o concluzie în acest grup tehnic de lucru, vom aborda, firește, tot în context epidemiologic al creșterii numărului de cazuri sau nu, al evoluției pandemiei la nivelul României și momentul deschiderii restaurantelor. Noi vrem să fie cât mai repede. Bună ziua, Alexandru Lădescu, Antena 3. Mă interesează în primul rând o precizare dacă asimptomaticii vor putea sta acasă, potrivit noului proiect de lege adoptat în ședința de guvern de astăzi, dacă asta e dorința lor și vreau să mă întreb dacă Spania și Portugalia ar putea deveni țări verzi începând de azi. Deci, pentru lista țărilor urmează să fie dată astăzi, după masa listă țărilor care se vor deschide. Deci, avem deja datele de la INSP, dar urmează să fie anunțată astăzi, după ce o adoptă Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Nu pot să vă spun acum ceva care să se schimbe în cadrul Comitetului. Deci, după masă veți afla care sunt țările care vor fi relaxate. Ați văzut, de fapt, ce s-a publicat în ultima hotărâre al grupului al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în care s-a schimbat criteriul. Avem un criteriu acum care vorbește de cifra egală sau mai puțin decât cifra din România în ultime 14 zile a cazurilor noi la 100.000 de locuitori cumulativ. Noi înainte mergeam la 5 milioane medie zilnică în ultimele, la 5 persoane, la 5 cazuri, la 1 milion de persoane, medie zilnică în ultimele 14 zile. Acum vorbim și am luat aici cifra care o folosește Uniunea Europeană, ca să fim cu o abordare uniformă cu restul Uniunii Europene, aici, și care s-a decis abia săptămâna trecută, și aici cifra vorbește de numărul cazurilor noi la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile. Și aici toate țările care noi le vedem că sunt egale cu România sau aproape de România, foarte aproape de România sau sub România, asta toate vor intra. Deci asta este criteriul care a fost luat. Urmează astăzi să vedem lista definitivă în baza datelor care le obținem de la ECDC, care este Centrul European de Control al Bolilor, și în baza lor se supune votului Comitetului Național și se anunță. Anunțul se va face în cursul zilei de astăzi. Da, ca să vă răspund vis-a-vis de asimptomatici, după cum știți, acum o săptămână se elabora un ordin de ministru al sănătății în care asimptomatici sau cei cu simptome ușoare, dar fără simptome în ultimele 3 zile, după un test a 7-a zi, erau externați a 10-a zi, cei care aveau un test pozitiv la externare mai rămâneau în izolare încă 4 zile până la 14 zile. Menționez că odată cu clarificarea sau concordanța cu Curtea Constituțională ce înseamnă izolarea la domiciliu, rămânem pe criteriile în care un pacient și fiecare pacient trebuie tratat în mod particular. Există bolnavi, nu există boli. Evaluarea fiecărui pacient, clinică, paraclinică, pe aparate și sisteme al unui medic curant, poate decide evoluția în timp a externării sau nu. Suntem într-un moment în care fiecare pacient, chiar asimptomatic la început, poate dezvolta din a doua până în a zecea zi simptomatologie. Este asumarea medicului curant, dar asumarea medicului curant trebuie să se producă în niște condiții stabilite și prin această lege, dar și prin patologia pe care o prezintă acel pacient, și decizia va fi a medicului curant, dar la fel, în momentul de față avem acel ordin de ministru care spune că asimptomaticii vor fi externați după ce avem un test în a 7-a, 8-a zi și cu recomandările în consecință. Și mai subliniez că legea nu se referă numai la COVID. Asta am zis-o înainte și o repetăm, ca să se înțeleagă că prevederile sunt prevederi generale care mâine poate să se aplice unei alte boli, unei alte epidemii sau pandemii. Bună ziua, Alexandra Popescu, Antena 1 Observator. Domnule ministru, dacă puteți să-mi spuneți câți pacienți au fost externați până în acest moment în urma deciziei Curții Constituționale și cine îi verifică pe acești pacienți pentru care nu au trecut acele 10 zile când se putea face externarea? V-am spus, în expunere de ieri până astăzi sunt cu 550 de pacienți, mai puțin în spitale. Dacă au solicitat acea externare, au solicitat-o pe proprie răspundere, fiind avizați de medicul curant ce ar trebui să respecte și în ce condiții ar trebui să se desfășoare perioada lor post-spital. În condițiile în care
acceptă acest lucru. Monitorizarea se face de către medicul de familie, Direcția de Sănătate Publică, care ia act de faptul că acest pacient a fost externat. Dar condițiile sau neconcordanțele cu Curtea Constituțională ne fac ca în acest moment să nu avem pârghiile necesare până ne apare proiectul de lege, să putem urmări și coordona, să spunem, acel pacient care a fost externat. A mai apărut o problemă care ne-au sesizat-o colegii de la structurile de primiri urgențe, pacienți, de exemplu, mi s-a dus la cunoștință cazul unui pacient chiar în stare serioasă, care a necesitat oxigen, a necesitat să fie pus sub sistem de asistare pentru ventilație, nu neapărat intubație, și a refuzat internarea la spital și chiar cu un nivel de oxigenare scăzut a plecat fiind simptomatic acasă, pe propria răspundere. Normal că astfel de persoană reprezintă un risc major și pentru familia și pentru orice persoană se întâlnește cu ea în perioada respectivă, plus este un risc major asupra sănătății sale, pentru că, având în vedere parametrii cu care a plecat, toți colegii l-au explicat că probabil va ajunge înapoi cu ambulanța în stare critică sau poate că o să se agraveze starea și o să fie prea târziu până ajung colegii de la urgență la el, pentru că în astfel de situații oxigenarea și condiția respiratorie a bolnavului poate să fie deteriorată foarte rapid și să nu ai cine să te ajute acasă. Deci asta au fost probleme cu care s-au întâlnit cu ele colegii în unele unități de primiri urgențe. După cum pot spune că au existat și pacienți în diferite județe care, externați a 10-a zi, au solicitat carantinarea voluntară pentru a feri familia de expunerea pe care o pot produce ei. Bună ziua, domnule ministru! Aș dori să vă întreb, înțeleg că dimineața ați avut o întâlnire și ce ați discutat cu cei care au nevoie de transplant pulmonar? S-a discutat despre situația transplantului pulmonar în România, cazurile care se pot transplanta în România, evaluarea periodică care în ultimele 6 luni a avut de dorit a fiecăruia dintre ei, stadiul discuțiilor cu terțe țări în care se pot face și putem încheia acorduri de transplant pulmonar, și discuția a fost precedată de discuția cu domnul dr. Radu Zamfir, directorul Agenției Naționale de Transplant, urmând ca după ce au plecat de la minister, aceștia să meargă pentru lămuriri și pentru stabilirea unor termene cu cei care sunt în cauză. Mulțumim. Mulțumim.